Capitala Moldovei, loc de pelerinaj. Mii de oameni au venit încă de vineri dimineață la Mitropolia din Iași pentru a se ruga la moaștere Sfintei Parascheva. Racla cu moaștere a fost scoasă și așezată pe un catafalc în curtea Catedralei Mitropolitane. CFR a suplimentat trenurile care merg spre Iași pentru cel mai mare pelerinaj. Pentru ca să fie sigur că ajung să atingă moaștere și să se roage, credincioșii s-au așezat la coadă cu ore bune înainte. Iar pentru asta au îndurat oboseala, dar și temperaturi de numai câteva grade. Epuizați, unii s-au îmbulzit pentru a ajunge la ocrotitoarea Moldovei. Racla a fost purtată de preoți în jurul bisericii. Să rămână, doamnă, am vorbit și dimineață. Cum a fost? Ați stat de aseară? Da, eu de la 12. Pentru ce v-ați rugat la sfântă? Pentru sănătate, pentru copii, pentru nepoți. La miezul nopții au ajuns la Iași și moaștere Sfintei Maria Magdalena de la Muntele Athos. Duminică vor fi aduse de la București moaștere Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei. Ziua de 14 octombrie, când este hramul, transformă Iașiul în cel mai mare centru de pelerinaj din România. Anul trecut, în cele 6 zile de pelerinaj, peste 250.000 de oameni au mers la rugăciune.